Chiar dacă ne apropiem de sezonul cald, m-am gândit să împărtășesc această rețetă minunată cu tine. Ciocolată caldă cu aromă de portocală. Ai nevoie de următoarele ingrediente: 200 de grame de ciocolată, 50 de grame de unt, 200 de grame de smântână pentru gătit, 200 de ml de lapte, 50 de ml de lichior de portocale și o portocală. Începe cu pregătirea ganajului, care mai târziu va deveni baza pentru ciocolata ta caldă. Rupe ciocolata în bucăți mici, pune-o într-un castron, apoi adaugă 3 linguri de coajă de portocală rasă. Pune într-o crăticioară smântâna la încălzit până se încinge, dar ai grijă să nu fiarbă. Când smântâna este aproape de fierbere, toarnă peste ciocolată și amestecă. Când s-a topit, adaugă untul și lichiorul, apoi amestecă până se omogenizează compoziția. Compoziția este pentru 5 porții de ciocolată caldă și rezistă la frigider până la 5 zile. Pentru o ciocolată caldă vom folosi 3 linguri de ganaj și 150 de ml de lapte. Pune în cană ganajul, apoi toarnă laptele fierbinte peste. Adaugă și o jumătate de linguriță de coajă de portocală rasă și amestecă. Servește băutura cu frișcă și o felie de portocală trasă în ciocolată. Aceasta a fost rețeta de ciocolată caldă cu aromă de portocală. Dacă ai întrebări sau alte rețete pe care doresc să le prepar, lasă-mi comentariile tale mai jos. Îți urez o zi minunată! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.